Marian Drăgulescu, unul dintre cei mai buni gimnaști români din toate timpurile, a participat la ediția Survivor 2022. A rezistat 15 săptămâni în Dominicană și s-a întors acasă cu o sumă frumușică. Mai precis, în urma prestației sale, fostul sportiv și-a mărit conturile cu aproximativ 40.000 de euro. Cu toate acestea, marocanul a refuzat propunerea de a se număra la linia de start și la Survivor All Stars. Motivul îl dezvăluie chiar el, în exclusivitate pentru cancan.ro. Mi s-a propus, dar pentru mine nu a mai fost o prioritate. A fost o experiență unică și așa vreau să rămână, ne-a spus fostul gimnast. Mai mult, marele campion nu ne-a ascuns faptul că nu va mai participa niciodată la un astfel de show de supraviețuire.